Sincer, nu mi-a plăcut discuția aceasta care s-a dat în seara aceasta la capricii. Discuția băieților de a aseară târziu referitoare la fete și la faptul că le comparau cu branduri de mașini. Au început să facă tot felul de comparații cu diferite branduri, iar mai apoi Liviu spunea că el nu ia niciodată o mașină fără să o încerce măcar ok să-i dea, să vadă cum merge, dacă scârție, dacă nu știu ce, mă rog, discuții de genul acesta. La un moment dat Alexandru a intervenit spunându-le să se oprească aici cu discuțiile că nu e ok să vorbească așa despre fete, că nu le face cinste. Sincer, eu chiar aveam o părere foarte bună despre Liviu și încă de la început mi-a plăcut caracterul lui, dar are și el momente când o dă destul de prost momente ca acesta. Evident că nu au auzit toate fetele această discuție și cumva mai bine că nu au auzit pentru că nu știu cum ar fi reacționat în ce privește pe unii băieți mai ales pe Liviu